nimeni este scris că cuvântul lor de binecuvântare, Leviții au zis, binecuvântat să fie Domnul cel slăvit, care este mai presus de orice binecuvântare și de orice laudă. Măriți să fie numele Domnului. Să binecuvinteze Domnul, nu doar pe cei ce au venit la binecuvântare, și tot poporul său. Amin. Dragii mei, haideți să ne oprim în mod deosebit în dreptul vieții de familie, a rolului de părinte, iar copiii să se cerceteze dacă se raportează corect la părinți, la urma urmei părinții și copiii, dacă ne raportăm corect la Dumnezeu, la cuvântul și la voia sa. În cuvântul care a fost citit din Evanghelia după Marcu, de la capitolul 10, este scris în versetul 14, când a văzut Iisus că nu acceptau să aducă la el copiii, le-a zis: lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți, căci împărăția lui Dumnezeu este a celor ca ei. Matei, acest cuvânt, îl redă un amănunt în plus. Vă citesc din Matei, capitolul 18, unde scrie de la versetul 6: dar pentru oricine va face să păcătuiască pe unul din acești micuți. A spus Domnul aceste cuvinte având în fața sa un copilaș în mijlocul cerului, care cred în mine. Deci ca un om adult să fie mântuit, să facă precum un copil. Eu înțeleg de aici că un copil crede mai ușor decât un adult. Adultul trebuie să ajungă precum este copilul. Dar m-am gândit că poate nu mă crede și de-aia am citit și versetul din Matei 18. Domnul a spus-o pe față, că acești micuți pot să creadă în el. Mai nu insist cât de micuți. Dar cred că mai micuți de cum li se pare un om. Eu cobor faptul că un copil poate să crede în Domnul Iisus sub ăsta de 10 ani. Și am avut experiențe chiar în familia noastră. Dar noi știm că există o regulă generală ca cineva să poată crede. Și vă citesc din Romani, din capitolul 10. De la versetul 17. Astfel, credința vine în urma auzirii. Iar auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Și întreb, și nu-i greu să-mi răspundeți, de la cine trebuie să audă cel din tâi și cel mai bine copiii cuvântul? De la părinți, nu? Și auzindu-l de la părinți, ei pot să creadă și se mântuiască. Bună seama, vom aduce și la adunare. Îl vor auzi și aici. Dar, în primul rând, Dumnezeu a dat porunca învățării noi generații, nu preoților, nu adunării, ci părinților. Așa cum citim la Psalmul 78. Vă citesc de la versetul 5. El, adică Dumnezeu, a dat o lege în Israel și a poruncit părinților noștri să-și accentueze cuvântul învețe în ea copiii. De aceea Iosua, cel despre care citim, că a respectat tot ce a spus Dumnezeu lui Moise și ce a spus lui Moise. A zis că despre mine, eu și casa mea, eu înțeleg de aici, nu doar că la bătrâneț s-a putut lăuda că avea o familie credincioasă, ci că el a înțeles că era responsabilitatea lui ca părinte și s-a dat de exemplu pentru alte familii să-și înțeleagă rolul acesta educativ. Doamne, dă-mi această plăcere. Cu acest gând, mă duc la versetele din Proverbe pe care le-am citit. Proverbe capitolul 1,
versetul 8. Ascultă, fiule, învățătura tatălui tău și nu le păda îndrumările mamei tale. Acest verset, cine trebuie să-l împlinească întâi? Tata sau copilul? Nu vă cumva să greșiți. Ce să asculte copilul dacă nu zice tata? Nu? Întâi trebuie să-și facă tata partea, ca apoi să fie valabil versetul 3. Ascultă, fiule. Și o să spună, dar nu se aude la maga. N-am auzit. Observați, cartea Proverbele începe cu mai aceste apelative. Capitolul 2, versetul 1. Fiule, 3. Fiule, 4. Ascultați, fiilor, care au mai mulți copii, nu? 5. Dar și particular. Fiule, 6. Fiule, 7. Fiule. Pentru că, repet, datoria învățării revine cel ce poate să-i spune copilului, fiule, și ăsta trebuie să fie tata în primul rând, așa am trebuit. Ascultă, fiule, învățătura tatălui tău. În adunări avem un învățător sau învățătoare la copii. Dar toți tații care au copii, am putea să spunem că ei sunt învățători la adunări, nu? Fiecare pentru ai lui. Ce să spun despre tați, să scrie în locul din 14 că trebuie să-și învețe și nevasta și ea să-l întrebe. Eu chiar am sfătuit o soră care spunea că soțul ei nu prea se delinișește cu scutura. A zis, dar pune și tu întrebări, să le-aștia să răspundă. Învață-și pe copii și-i pune întrebări și n-are decât să se pregătească. Să-și facă teme, spune, dragă, pe mâine seara, așa că să nu faci de rușine, că seara asta nu știe. Uite, pe mâine seara și eu am timp să pregătesc toate, să fie gata. Și copiii, și am vrea să ne răspund la întrebări de astea. Noi avem încredere în ceea ce tu spui, în ceea ce ne înveți. E foarte, foarte important în familie noastră să fie învățătură sfântă. Mântuitorul nostru este și învățătorul nostru. Și în Evanghelie de atâtea ori scrie învățătorule. Bun învățător, spunea unii, rapid spunea unii în limba lor. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să ne asemănăm cu El și în privința faptului de a învăța copiii noștri. Amin? E bine că este învățătură cu copiii la adunare, dar eu am fost surprins în istorie când am citit că așa zisele școli dominicale n-au fost înființate pentru copiii credincioșilor. Era rușine atunci să duci copiii să se învețe școala dominicală. Astea au fost înființate pentru copiii din afară și pentru copiii care n-aveau părinți. Dragii mei, acum decât cu școala acasă, poate mamelor a trebuit să vă plecați mai mult, nu? Asupra copiilor, mai să văd în bază, să aveți geografie sau timpul. Ați trebuit să preluați unele atribute, sarcini ale profesorilor, ale învățătoarei. Dar eu vă întreb, sarcinile care vi le-a dat Dumnezeu dumneavoastră, astea de... Că școala e de mult acasă. Numai acum s-a mutat încă niște ore în plus. Dar școala Dumnezeu a înființat-o acasă. Ia bun Dumnezeu să fiți buni învățători. Amin. Să-și poată aminti copiii dumneavoastră, cum se spunea în cântarea aceea, că-și amintea despre tata. Și scrie aici în Proverbe 4:1, ascultați, fiilor, învățătura unui tată. Luați aminte ca să pricepeți, că și eu. Imaginați-vă, stimați bărbați, că citiți textul acesta acasă. Căci eu vă dau sfaturi bune. Și cum copiii sunt sinceri să spună într-o zi, tata, cum a zis fanul către Filip, de cine e vorba? Am citit undeva sau am auzit, nu mai știu, că la o mormântare erau așa mai multe boxe la capelă și preotul lăuda pe un tată care a plecat și a rămas un copil mai mic să dea lângă mamă și atâta l-a lăudat. Și copilașul tot a ascultat atent copiii, au mintea liberă. Și o scătre mama sa, mamă, cred că ne-am pus lângă alții. Nu poate fi vorba de tata. Ar trebui fiecare să poată spune pe de adevăratele ce scrie aici. Căci eu vă dau sfaturi bune. Își amintește Solomon, așa ca și cum sunt amintirile din copilărie,
cele mai ușor de reținut amintiri. Când eram încă fiul la tatăl meu și fiul gingăr și singur la mama mea, el. Vă dați de seamă, stimat bărbați, că femeile au auzit astăzi, că el, să spun eu că și ea, mamele au auzit că întâi el, că tata are un alt glas. Au și mamele rolul lor, hai să zic acum. Și femeile repetă, unde mai multe ori. Dar ele trebuie să repete ce-o spus tata. Dar ele tot repetând, copiii, pe de-o parte e bine că repetiția e mama învățăturii, dar tot spunând, se pierde din autoritate. Tot am auzit, tot au zis. Și atunci tata, când a dat tonul, a prezentat lecția, mama o repetă. Și apoi ei colaborează și spun unul altuia ce se întâmplă, care l-ascultă, care n-ascultă, cum spunea o beată mamă, las că vine tata. În primul rând ar trebui să vină tata, nu să pedepsească, ci să vadă dacă s-a învățat lecția. Ba chiar să se facă verificări, îmi spunea un frate profesor de la Cluj la religie, măi, îmi părea că e păcat să le dau la ăștia rotii de la religie, dar e ușuros să lași copiii repetenți. Chiar, corijent în prima fază, la religie, copii născuți în familie de credință. Îmi spunea o bunică, au venit la ea două lucruri, de 76 ani, și dragile buni, cum zice, vorba în popor, hai spuneți-mi un verset, pauză. Dar un vers de cântare, pauză. Dar un vers de poezie, pauză. Și eu mă întreb să fac școala acasă, a fost o pauză. E o mare problemă. Nu mă laud că am fost un tată, m-am mai și băiatul. Și am făcut greșeli. Dar cel puțin în parte am practicat la nivel de familie. Făcea scumpă și scumpă a mea soție, băi când plecau, aveau acolo niște microfoane, niște carioci așa în timp de... și stăteau acolo pe băncuțile lor, mai predicau, mai spuneau poezii, aveam niște caiete cu conspecte. Mai citeam câte un capitol din Biblie și fiecare spunea câte o idee. Așa idei frumoase, acum practicăm împreună cu nepoții. Știți ce chestiuni interesante scot copiii din Biblie? Și le rămân în minte. E foarte important, scrie aici în Proverbe, în capitolul 22, versetul 6, învață pe copil. Sunt cele mai mari șanse să-i rămână ceva în memorie. Mă întreabă unii pe mine, frate, dar am văzut că predici fără schiță și întorc Biblia de colo-colo. Cum le-o știi? Am învățat-o în copilărie. Acum o citesc, cum să n-o uit. E foarte important să-i învățăm pe copiii noștri să audă și bunul Dumnezeu prin Duhul Sfânt să cerceteze și să creadă. Amin, amin. Și să se mântuiască. Amin, amin. Și care sunteți aici copii, să nu lipsiți de la ora asta de Biblie, de religie, cum tata vă învață. Și le spun și la cei mai mari, scrie în Proverbe 31, că o mamă avea învățătură pe care o dădea fiului ei. Mamă știe ce înseamnă să fii femeie și să învăța cum ar trebui să fie nevasta lui, nora ei. Ce să spun, fiule? Ne-a niște întrebări temeinice. Vreau să spun doar așa, să-ți povestesc. Ce pădească-mă Dumnezeu ca în casă de noastră să fie fel și fel de povești, de lucruri slabe și de știri și de alte informații care nu sunt necesare, din potrivă sunt dăunătoare. Ce să spun? Și l-a învățat, așa frumos, nu mai citesc eu aici, l-a învățat. Voia fiul ei să fie rege. Și de aceea s-a trudit să-l învețe. E o mare tragedie să se căsătorească cineva greșit. Nu scrisese cineva recent un mail, că se răspund în grad de imediat următoare, dar încă nici nu știu ce să spun. O beată tânără. Ce-a discutat mai întâi cu unul mai firesc, apoi s-a încurcat cu unul din lume. Și fericirea națiilor luni, câteva săptămâni și apoi bătăi și scandal și unde să se ducă și ce să facă și datorii. Așa ca omul venea să-i spun, dar cum
ai putut să faci o prostie atât de mare? Nu ce să-i mai spun asta, că doar pe ea sufletul, numai de vorba asta n-are nevoie. Dacă pot să ajut cum să mai iasă de aici. Că nu o vorbă, știți, poate matrimoniu, băieții fac prostii, vor fi atât de când se mărit. Mă întreb, n-au fost învățate, n-au priceput. Stimați copiii, adolescenți și tineri, înțelegeți că părinții au îndatorirea aceasta, e o poruncă să vă învețe. Lăsați-vă învățați. Nu primi șoapta nebuniei, cum scrie în proverbe, n-am nevoie de învățătură. Și acum scrie domnul nostru, zice, nebunul nu este de învățătură, nebunul în cartea proverbe, nici el fără minte, care are probleme psihice, care nu poate, n-are memorie, nu. Nebunul în cartea proverbe, cel ce nu vrea să pregătește școală. Care nu vrea să se lasă învățat. Lasă-mă că știu eu. Spunea un tânăr, că tatăl său era aproape în pragul căsătoriei, știu eu. Și tatăl a zis, mă, de unde știi? Lasă-mă să spun că măcar eu am fost însurat odată. Eu am zis la un persoan că știu, că de-aia mi-a fost însurat de multe ori până acum, că să știi cum e, că știu eu. Nu știu să știi, lasă-te îndrumat. Scrie în proverbe nouă, dă-ți electru și se face... Și mai înțeleg. Chiar dacă știi ceva, te verifici. Ascult cu respect. E vorba de tatăl tău. Scrie Biblia să-l cinstești. Și pe tata și pe mama. Porunca a cincea. Să stai cu respect. Și Dumnezeu să vă ajute. Amin. Amin. Aș vrea să fac un pas mai departe. Să vă citesc mai întâi un verset cu care am treabă și mai târziu, 13 cu 14 cu proverbe. Învățătura înțeleptului. Cel mai înțelept eu, nici eu, ce ține cont de Scriptură, ce înțelepciunea lui Dumnezeu. Cum a zis Dumnezeu Iosua, cartea asta, dacă o citești, o împlinești, tu crezi cu înțelepciune în tot ce faci. Învățătura înțeleptului este un izvor de viață ca să abată pe om de la cursele morții. Dar se observă că pe lângă faptul că unii părinți își fac datoria, eu vorbesc acum de varianta bună. Când părinții învață, învață la vreme, când copiii sunt mici, țin toate lecțiile, cum spune la 2 Timotei, capitolul 3, din pruncie cunoști Sfintele Scripturi. Și eu înțeleg din asta că toate acele cărți din Sfintele Scripturi, care pot să dea înțelepciunea care duce la mântuire, cum a spus de la început, că un copil poate să fie mântuit. Și în casă trebuie să fie o dorință supremă a părinților să fie mântuit cât mai repede. Cu cât durează ani și tot să adaugă și 11, și 12, și 13, și 14, ca să număr de la 20 încolo, cu atât copilul se duce mai departe și drumul la întoarcere e mai lung. Dar pe lângă învățătură, mai este nevoie de ceva. Scrie în Proverbe 6:23 astfel. Căci sfatul este o candelă, învățătura este o lumină în bezna acestui lum, iar îndemnul, mă opresc aici, vreau cu altceva, sunt calea vieții. Din Scriptură înțeleg că îndemnul înseamnă, chiar dacă înseamnă și altceva în plus, pe mă refer acum la ceva anume, nu să aduci informații noi, ci să îndemni, că asta înseamnă îndemni, ca informațiile care le-a auzit să le primească și să le pună în practică. Învățătura înseamnă să-i arăți calea să fie luminată. Îndemnul este ceva așa să mergi pe margine sau puțin în urmă, să spui, hai că nu. Să vă dau un exemplu. L-a învățat Elisei pe Naaman cum să scape de boală, da? A ascultat Naaman de învățătură? Cine l-a ajutat să asculte? Oamenii care l-au îndemnat, cei de lângă ei au spus ceva în plus? Nimic în plus. A spus, trebuie să te scufuni, să vă zbun, hai odată, să vrei să vă posiți de 7 ori. Și ce n-a reușit învățătura, a reușit îndemnul. Scrie în Cartea Faptele Apostolilor, să vă
Mai dau un exemplu, dacă e nevoie, de fapt, 15, că era o mare dezbatere legată de lege. Sau, înțeles, li s-a părut nimerit Duhului Sfânt și lor, și scrie apoi de la vers 30, că a fost dusă scrisoarea la Biserica din Antiohia, epistola cum scrie aici, versetul 32, Iuda și Sila, i-au întărit pe frați și i-au îndemnat. Deci 35, Pavel și Barnaba au rămas în Antiohia și învățau pe norod. Dar ăștia, Iuda și Sila, ei nu erau învățători. Ei nu m-a îndemnat. Eu înțeleg prin asta că poate l-am mai citit scrisoarea odată, că poate mi-a făcut ceva blămuriri pe margine, așa ca niște note de subsol. Puțin aici au fost cam deficitare, au fost tare scumpe pe vorbe. Așa mi-a spus într-o zi o soră, în afară de Ambon, tare greu scos o vorbă din gură. Și asta am greșit chiar în raport cu copiii mei. Mi-am spus, dragi mei, asta, asta și asta, asta lecția le-am predat, am spus amin. M-a mai completat scumpa mea. Dar mai rămas lipsul. Bărbații uneori sunt foarte seși la vorbă, sunt de neam, ca mine. Surorul poate la demnuri, ca mame, ajutați mai mult. Aveți și așa o voce mai blândă, dragă, mă, dragă, mă, vedea ascult. Da, știți ce învățați? Îndemnul face mult. Face ca învățătura să prindă mai bine. Nu ești. Și există cei cu îndemnul. Sau să vă îndemn să îndemnați? Dumnezeu să vă dea priceperea și bunăvoința asta. Dar când pui suflet la ceva, așa e că repeți. Că te interesează. Trec la o altă etapă. Pe lângă învățătură, v-am spus că este nevoie de îndemn. Dar nu știu cum se face că atât de îndărătnic este omul, de nici îndemnul în învățătură n-a jurit. Dreptul e. Și înțeleptul merge cu pedagogia mai departe și mă întorc la Proverbe 6.3, unde scrie așa. Îndemnul și mustrarea sunt calea vieții. Și Noul Testament scrie Efeseni 6:4 la părinți să nu îndrăgească pe copii la mânie și să-i crească în mustrarea și învățătura Domnului. Eu așa cred că un părinte, dacă e și duhovnicesc, evlavios, nu-și dorește să mustre. Ba chiar la modul general, nu m-am familie. Aveți careva pasiunea să mustrați? Eu n-am pasiune numai să învăț. Dar să da să fii puțin răutăcios. Păi băi, așa am chef să zic. Țină mustrul ăla. Vreau să-i o zic. De regulă oamenii mustră la supărare. La mânie. Dar atunci, cum este recomandată mustrarea? Biblia spune și de blândețe. Și la un moment dat în titlul și de mustre astru. Dar nu știa să neapărat pe Napoleon. Spunea Domnul Iisus Hristos, citesc Matei 18 cu 15, dacă cineva a păcătuit și noi, în primul rând, trebuie să avem grijă de cei din casă. Și nu ai grijă din casă, când îi mătem și foc, e mai rău decât un necredincios. Dacă fratele tău a păcătuit și o spune, mai imperativ, dacă a păcătuit copilul tău, l-a învățat, l-a îndemnat și tot a călcat să -mi. Du-te și mustră-l între tine și singur. Ia-l pe copil deoparte între tine și eu singur. Dacă te ascultă, ai câștigat. Deci ce este de fapt mustrarea? Dar în acest context este un fel de recapitulare, de corectare a tezei. Dragul mamei, oare noi nu te-am învățat nimic? Să ne asumăm întâi vina, eu mi-am asumat-o. Eu nu te-am îndemnat destul. Uite, ai greșit, uite ce îmi spune profesorul. Am văzut ce ai făcut. Ce s-a întâmplat?
Nu știu cum să mustrați, dar scopul să fie, să fie câștigat. Adică ce n-a reușit învățătura și n-a reușit îndemnul, să reușească această a treia metodă cu același scop. Copilul să creadă și să se mântuiască. Tu să ai un fiu înțelept și să te bucuri. Că dacă nu scrie problema că te mântuiești. Mă spune copilul de către mama lui. Eu ți-am spus să nu te necărești. Dar cum să nu te necărești dacă nu-i cu minte, nu? N-ai cum să te bucuri. Înseamnă că nu ești părinte, natural, oricum mai mult om din casa lui Dumnezeu. Iată ce scrie cartea Proverbele despre mustrare. Vă citesc în capitolul 23, versetul 13. Haideți la tăși. Deschideți inima la învățătură și urechile la cuvintele științei. Nu cruța copilul de mustrare. Dar cum vă întreb pe voi copii, că nu vreau să mă adresez numai părinte, vă place cum vă face mama morală? S-o acceptați să vă facă morală, numai se spune să fie după cum am învățat astăzi, așa cu multă bunăvoință, multă. Că dacă de cumva se întinde și a pus capacul, n-ar o să mai risipește apa. Dacă nu primește, lasă pentru altă dată. Ce folos așa să-l doarmi, să faci o inundație peste vase cu capacul cu loc? Scrie tot în Proverbe, vă citesc din capitolul 29, versetul 15. Nu le-au chiar de la început, mă opresc numai ce am spus. Certarea dă înțelepciunea. Învățătura trebuia să dea înțelepciunea. Îndemnul trebuia să ajute. Dar am venit de acum și cu mustrarea ca să fie învățătura aplicată. Citesc de asemenea și 22 cu 15, partea a doua. Hai, de să sunt drept. Nebunia este lipită de inima copilului. Să nu vă mirați, dragi părinți, când copiii n-ascultă. Ei sunt carne păcătoasă. Nu se nasc sfinți în sensul de a nu avea înclinații păcătoase. E mult mai ușor să facă rele decât lucruri bune. La vale se nu stocolește cineva fără să-l împinge. La deal, altfel se numește. Partea a doua. Nu iau acceptării. Nu treceți la nu ia. Fără să aplicați întâi nu iau asta. Nu iau acceptării. Și am întâlnit copii, căci copiii sunt diferiți, este care numai dacă te uiți la ești fixat cu privirea, e gata toată frustrarea, e ca și cum i-a fi dat o bătaie. Este ca și mai nebun, care nu vrea să asculte, care zice că numai pedepsele, cu vânătăi, cu una rană, dar nu-i cazul în familie să le aplici, că nu e asta soluția. Vorbim de ce se întâmplă atunci. Dar este care, am văzut-i spunând, mai bine mă bătea decât să așa l-a dojenit mama, cu așa durere, cum zice Pavel, că l-a scris la Corinteni, era un fel de mustrare și cu ochii scaldați în lacrimi. Dragul meu, uite ce s-a întâmplat. Suntem de ocară cu tot și eu și tu. Ai greșit, vezi ce s-a întâmplat. Stai ca un nuia pentru suflet. Nu te-ai apucat să dai nuia pentru tu, că s-a sugat nu ai mari rezultate. Ia-le lucrurile în această ordine. Vezi întâi dacă a învățat, dacă l-ai îndemnat și abia apoi să-l buste și scrie la Cartea Întâi a Împăraților, capitolul 1, despre regele David care nu știu cum, pe un copil l-a crescut bine și unul rău. În Împărați, capitolul 1, versetul 6, cred. Tatăl său nu-l mustrase niciodată în viața lui. Și-am întâlnit astfel de părinți. Eu să-mi cert copilul meu. Îmi amintesc de la școală. Aveam un coleg care locuia cu casa lângă școală. Și era mai îndărâmnic. Ce scandal făcea mama lui, să nu se lege nimeni de copil. Și am mai întâlnit și în adunare astfel de situații. Mă spunea un frate slujitor că s-a lamustrat pe un tânăr. Și mi-a dat să-i spune, știi de ea de e singurul băiat la tata. Singurul băiat și la bunici, restul erau nepoate. Și fratele spune, măi, sunt responsabil în adunare. Dar zice, uite, păstorul, dacă e nevoie, te rog să-l sesizești tu
pe copilul meu să vedem unde asupra autora învățătura sfântă. Să nu mai treabă un copilul meu. N-a trecut decât câteva zile și copilul lui, crescut așa răsfățat, m-a trecut peste viteza admisă, urma să se ia permisul și sună la tata, că tata l-a scăpat de toți. Era cetatea de scăpare. Și tata nu cunoștea pe poliție, că sună pe păstorul în Bocăștiu. Și păstorul, băi, nu trebuie să intervină, spune lui la poliție și mi-ai spus bine. Și te-a mai cuiat în ori. Nu pot spune la poliție. Este o lume greșită, fundamental, dar iau scopuri demonice, dragii mei. Să crești un copil fără demn, fără mustrare. În recent am auzit într-un magazin de real sau cineva și-a imaginat, dar e real sub aspectul paradigmei vieții noastre. O mamă cu un copilaș era la casă să plătească și copilașul avea cu piciorul, căruciorul dinainte, chiar picioarele doamnei care au înainte la rând. Dar m-a fost indignată, spune, mamă mică, dar te rog. Și spune, nu că eu cresc copilașul într-un sistem non-restrictiv. Asta e doamna paradigma. Dacă era un bărbat care, ce să facă el, să zice aproape copil și de așa bobornace în capul copilului. Doamne, ce faci? Doamne, eu am fost crescut în mod non-restrictiv. Și am fost învățat. Ce-am făcut în plus? Poate ceva copilul dumneavoastră. Păi nu știu ce s-a întâmplat acolo, vă spuneam dacă fost chiar atât de real. Asta e mentalitatea vremii noastre. Iată ce scrie în cartea Proverbelor. Vă citesc. Dacă nici Dumnezeu, nici Tatăl bun, a zis Domnul Iisus că noi care suntem răi, deci Dumnezeu e cel mai bun Tatăl. Ascultați cum își crește El copii. Proverbe, capitolul 3, vă citesc de la versetul 11. Fiule, nu disprețui mustrarea Domnului. Căci Domnul mustră pe cine îl iubește. Măi, fetelor, băieți, voi credeți că atunci când tata și mama vă mustră, vă iubesc? Măi, credeți sau nu credeți? Să ne mai gândim, frate, nu? Dacă nu te-ar interesa ce se întâmplă cu copilul tău, nu ai face să se zăne în viață, ce treabă ai cu copiii vecinului, nu? Poate le spui ceva, dar nu se se tot una cum crește copilul tău. Că Dumnezeu ne-a încadrat în familii. Așa să se nască viața, așa să se dezvolte și Dumnezeu în final vrea să ne incorporeze în familia Lui cerească. Dumnezeu să vă binecuvinteze casă. Așadar, să ne curgem și la mustrare dacă este nevoie. Dar mai fi nevoie și de altceva? Ce urmează după asta? Scrie aici, trei cum spune. Nu disprețui mustrarea Domnului. Nu te mâhni de pedepsele Lui. De ce este nevoie, în ultima instanță, de pedeapsă? Mă întorc și la alte versete din Proverbe, de exemplu în 23 cu 4, care scrie așa, hai să treci. Deci nu cruța copilul de mustrare, asta e ordine, iar după mustrare vreau să pedeapsă. Că dacă vei lovi cu noiala, nu va muri. În altă parte spune pedepsea că nu dorești să vei mori. Lovindu-l cu noiala, îi scoți sufletul din locuința morților. Și lângă versetul acesta mă citesc din nou pe cel din 13 cu 14. În învățătura înțelepților este un izvor de viață ca să abată loc de la cursele morții. Dacă toate n-au dat rezultate până aici, decât să moară, mai bine pedepsit, nu? Dacă niciun tratament n-a dat rezultat și s-a îmbolnăvit cu o mână, în final acceptăm să o taie? Dar de ce? E rău, nu? Dar decât să moară totul? Înțelegeți, dragi copii, de ce pedeapsa este normal? Uneori o aplică tata și mama, mai târziu aplică societatea, dar deasupra tuturor unor o aplică Dumnezeu. Și când Dumnezeu pedepsește, e grozav lucru
Să case mâinile că unii ori din mâini lui tata, că mi-a stat pe mama, știi? Să bagă care și mi-e dăi și ea săraca punea mâna să trebuia. Dar de te apucă Dumnezeu și vrea să te pedepsească, nu te mai scapă nimeni. Dar asta e grav. Și scrie în Evrei la capitolul 12, și aici te exprim puțin ideea, Dumnezeu ne este Tată și în biserică ne învață și ne îndeamnă și o spune Pavel, mi-e nu-i greu să spun aceleași lucruri, uneori frații fără să le facă plăcere ne mustră și dacă toate astea nu dau rezultate, apoi vorba unui frate, deci toate lăsate Dumnezeu pune la adunare, nu mă fac la ușă noastră. Și au zis, când am auzit, că stai, discut că ce-o maghese, dar ține Dumnezeu. Vă citesc Evrei 12, de la versetul 5. Ați uitat sfatul pe care îl dă ca unor fii, fiule, nu disprețui pedeapsa Domnului, nu-ți pierde inima când ești mustrat de El. Căci Domnul pedepsește pe cine iubește, relația aceasta, ca să nu moară. Și bate cu noiaua pe orice fiu pe care îl primește, suferiți pedeapsa. Dumnezeu se poartă cu voi ca niște fii, căci care este fiul pe care nu pedepsește Tatăl? Că să nu știe cineva mâna, pe mine nu mă pedepsește Tatăl. Păi dacă ai fost cu mine, știu că pedepsești, slavă Domnului, mă ajut pentru tine și pentru El. Dar dacă ai făcut rele și nu te-a pedepsit, înseamnă că nu e un tată cum mi-ar place lui Dumnezeu să fie. Aici scrie că Dumnezeu este ca un tată, sau un tată a trebuit să fie ca Dumnezeu, versetul 10. În adevăr, ne pedepseau pentru puține zile, cum credeau ei că e bine? Că, așa cum scrie Psalmul 103, cum se îndură un tată de copilul lui, că mama se îndură și mai repede. Și amintesc băieții noștri că stătea mama lor undeva vis-a-vis ca să-i vadă în adunare și nu știau cum îi spunea, când mergem acasă o să primim voi una. Și îi spune unul, dar la mine în mărac, am până atâta. Da, pe când mergeam acasă, de regulă, mama se îndura de mine. Dragii mei, părinții dau pedepse limitate, măsurate, și asta nu înseamnă, în primul rând, noia. Sunt și alte restricții. Mi-amintesc că am zis asta mai de mult. Părinții s-au chemat un copil la masă și nu îmi poate atâta și la micul de lume. Și tata sau mama a zis, nicio problemă. Nu-ți place? Pune-l la bune, frigider. La mea, mama mi-e foame, la ora mesei. Pune la toți ne dă ce-i de-a mea, zbui, zice, pe zile sta, nu poftim, că sunt la micul de lume. Nu-mi place, nicio problemă. De seară, mama, că la ora mesei, și scoate iară ce-a fost la micul de lume. S-a apucat să mintă, că n-am foame atendeamă. Și pentru ce flământau de amărăciunile, sunt dulci, măi, ce cu mama cu desertul. Dragii mei, sunt și alte feluri de pedepse. Nu-și pun jucările la loc, mai înseamnă că jucările sunt de bani. Le pun eu la loc, dar așa de bine le pun la loc, de nici nu să le găsiți. Mama, unde jucările? Ei trebuie să le căutăm. Tu unde le-ai lăsat? Păi nu ne-am lăsat locul lor, și la alte forme de pedepse câte pot să fie. Să vă dea Dumnezeu pricepere. Să gândesc de acord. Nu, tata vrea să pedepsească mama, nu, ci că e mai bun, altul e mai rău. Trebuie să zic că unul e mai priceput, unul mai nepriceput, unul mai bun, unul mai rău. Să dea acolo Dumnezeu har părinților să-și poată educa pe copiii. Și să dea acolo Dumnezeu pricepere copiilor să nu ne ducă până la alea pleca pedepse. Că n-avem vreme și de pedepse, noi copii. Suntem aglomerați. Să vă ajungă lecția. N-avem dispoziție nici de mustrare măcar. Dar dacă nu prinde una, mergem la cealaltă și la a treia și la a patra. Și tot nu-i gata predica. Dar numai una mai spune. Numai să nu vă întrebați de atât, păi pe de-aia ce mai... Mai zice altceva mai grav decât atât? Nu, e ceva care trebuie să fie prezentă de la învățare până la pedepsă. Ceva și trebuie să fie prezent la învățătură, la îndemn, la mustrare și la pedepsă.
motivația a tot ceea ce faci. În toate versetele care le-am citit, Proverbe 1 cu 8 și 9. Ascultă, fiule, învățătura tatălui tău și nu le tot, da? Urmările mamei tale. Asta e lecția și acum motivația, versetul 9. Că cine sunt o cunună plăcută pe capul tău și un lanț de aur la gâtul tău, dragul meu, eu te învăț ca să fii rege și motivezi. Iată altă motivație, capitolul 3. Sfântul versetul 11 de mustrare, de pediapsă, trebuie ce ferici de omul care găsește înțelepciune, de omul care capătă priceperea. Și spune tata la băiat ce binecuvântări o să-i aducă lui înțelepciunea dacă o să o primească. După ce capitolul 2 spune, fiule, caută-o, primește-o, păstrează-o. Câștigul mai bun decât al argintului, venitul mai mult decât aurului, mai depres decât mărgăritarul, toate comorile nu se pot asemui cu ea. În dreapta viață lungă, stânga bogăție slabă, căi plăcute, un pom de viață. Versetul 21, fiule, să nu știi părinte mătrâmbea cea de ochii tăi. Sunt viață pentru sufletului tău, va fi podaba gâtului tău, vei merge cu încredere, piciorul ți-i va potigni. Te vei toca liniștit, nu te vei teme, Domnul va fi nădejdea ta. Capitolul 4, aceleași motivații. Versetul 4, păstrează învățăturile mele și vei trăi, dobândești înțelepciune, dar iată motivația. Versetul 8, înalți-o, ea te va înălța, va fi slava ta dacă te îmbrățișați, va pune pe capul cu lună plăcută, te va împodobi cu o strălucită, cu lună împărătească. Ascultă cuvintele, primește-le, anii vieții tale se vor înmulți. Ce promisiuni! În felul acesta copilul este motivat. Undeva în nordul țării spunea cineva că tata era foarte insistent. Copii, trebuie să știți Biblia. Cine nu știe, cine nu și-a învărsat versetele, mănâncă o ceapă goală. Spus atâtea ce mi-a mâncat, nu închițeam. Nu trecut data, pierde iute, dar să nu m-au zis versetele. Nu așa se motivează. Nu. O să fie, dacă e o silă, treba cineva, mi-a povestit sora lui despre un... Era un mare necăsător, singur de familie, nu se poate. Era mai stilul lui, mai deosebit. Îl duceau la adunare cu silă. Păi ce să înveț, ce să fac? Și îmi deloc colegi, dar era mic, copii de joacă. Bă, unde e? La adunare. Dar cum e mă la adunare? Ca la cumpărie. Dacă imaginea asta o să aibă ei despre cele sfinte, o să evadeze. Dar dacă tata cu mama o să vină cu drag, să nu tragi de bărbat, la aia la adunare, mă. Pregătiți-vă, e o suire la casa Domnului. Urmează lecție sfântă, vei cântarea asta, dar e frumoasă. Faceți ceva reclamă, știți? Nu vreau să vină și marfă proastă cu reclamă acolo. Da așa marfă bună. Să nu motivăm. Spune în cartea de rog, învățăturile astea, să le ai în inima ta. Să vorbești cu atâta pasiune, cu atâta drag. Așa să iei Scriptura în brațe, așa să o săruți. Citeam recent despre o copilă oarbă, care iubea Biblia și putea să citească numai așa cu alfabetul Braille. Știți, cu pipă, elitele, așa, cu un pic de nivelare acolo. Dar era săracă, trebuie să muncească și într-o fabrică și s-a întărit așa Biblia aici la Dedite. Și nu mai putea să deosebească lintele. Și atunci a luat Biblia, s-o sărutat. Și-o dat seama că cu buzele poate să primăiască. Și din ziua aceea citea Biblia cu buzele. Și spunea, am învățat Biblia sărutând într-una. Dacă vom reuși să-i atragem, cum zice Osea, cu funii de dragoste, atunci, cum spunea Domnul femeii samaritene, eu am patru, dacă ai ști tu cine este cel ce zice și carte, dar Dumnezeu, tu singur ai cere și ți-a dat părinte. O, fie ca să ne putem îndrăgosti cu toată casa de cuvântul Domnului, de cântările sfinte,
ci se amintească totdeauna cu dracul prin noștri, cum spune acel vers. Acum când toată lumea în grabă, alea de fi de zi la treabă, eu mi-amintesc de vremuri moarte, mă duc cu gândul în altă parte, când tata ne citea din carte. Absal poveștile iubite curgeau ca ape limpezite, că nu erau doar slove moarte, căci tata ne citea din carte. Părăseam simțiri deșarte, satan își mai vedea odată, părăția ruinată, ne citea tata din carte. Dar așa se citește, vibrând, să-ți dea lacrimile, să poți să spui experiențele tale cu Domnul, să te vadă că tu trăiești cu Dumnezeu tău. Pentru că scrie în Proverbe 27, cel neprihănit trăiește de prin ea lui, fericit de copilul lui Dumnezeu. Dacă din inima ta le spui aceste lucruri, dacă poți să-i motivezi, îndemnul de asemenea trebuie motivat, mustrarea trebuie motivată, pedeapsa trebuie motivată. Ar putea să vede și că nu e nervos. M-a zis cineva către un copil. Băi, dacă naști nervos, așa te-a luat. Dar m-am pot. Dar e controlul nostru. Adică știi să poți așa să împletești prin așa în verset și mustrarea și pedeapsa, eu nu mă laud că am făcut tot așa. Băi, uite, sunt nevoit, avea tata o vorbă cea către mine. Eu te bat, faptul de tata. Să putem să explicăm, măi, uite, este nevoie de asta. Dumnezeu să vă cerceteze, să vă binecuvinteze, să vă dea îndurare. Așadar, să recapitulăm. Ca părinți, este nevoie, suntem însărcinați, suntem învredniciți, luați-o cum vreți. Să ne aducem contribuția la mântuirea copilor noștri, să creadă în Domnul și să moștenească viața veșnică. Că Domnul a vrut ca oricine crede să nu piară și să aibă viața veșnică. Cum nu dorești viața copilor pe care le-ai dat viață? Dar pentru asta trebuie să-i înveți că și credința nu vine decât din învățătura Sfântă. Apoi trebuie să-i îndemni. Le știți pe de rău ceva spus cum trebuie, da? Apoi să-i mustri și copiii se spună, păi la noi acasă nu e nevoie de mustrare, că noi ne apoi mai bine. Da? Dar e nevoie și mustrare, plecată de părinți sau de Domnul când îți mare. Domnul se descurcă cu asta. Dar fie ca toate acestea să fie cu motivații profunde, care se miște, să înțeleagă ei. Cunoașteți, poate, întrebarea ce vă spun că e potrivită în context. Cineva de tot și-a întâlnit să ia interviul. Se oprește la omul și îl întreabă ce face, ăsta ne spune, nu vezi? Mortal! Nu știi ce-i ăsta? Scuze. Zice la al doilea, ce faceți? Mă, și sunt grăzit un prieten. Atât ăsta fac pe ziua de azi, mă, nu știu, dar eu te mai am la masă. Dar cât de bine întâlnesc. Întreabă pe altul, ce faceți? Ce numai puțin, cred că e proiectantul aici. Să vedeți ce o să iasă, ce construcție extraordinară. O să și scrie ce firmă lucrează. Pe toți trei erau ce? Nu erau proprietari, nu erau beneficiari, ce lucrează. Dar depinde de mentalitatea, de gândirea care o aveau referitor la ceea ce fac. Să aibă părinții motivație și să fie motivați copiii la lucrurile. Și vă mai spun ceva scurt în anexă. Poate vedeți ce frate, dar nu știi cum a zis Domnul Isaia în capitolul 1 și în capitolul 5, că le da și vedeți, eu știu ce să mai facă și tot nu are rezultat. Este o pildă, nici nu vă spun unde, că vă amintiți, așa e? Că un tată avea doi băieți și a zis, du-te, fiule, și lucrează în viața mea. Și ce a zis? Unul a zis, nu vreau. Și-a mai întâlnit pe ăștia din neamul din Israel. Așa a spus, mă duc, Doamne. Și vreau lucrul ăla. Stimați părinți, s-ar putea să aveți copii care se duc și se pară promițători și mai apoi să nu fie. Nu le dați repede drumul în vacanță, că nu se știe până la și s-ar putea, nu vreau, să se căiască, să se ducă. Asta se simțit și slujitor. Și am văzut și în viața oamenilor care se copiez. Cineva a pus pe internet un botez de la noi de la biserică din anul 2000.
în urmă cu 21 de ani. M-am uitat la unul care s-a botezat. Și știu cum a fost chemat, avea vedenie. Dar s-a apoi predicat. Este o lume ustrăcată. În schimb, sunt alții care atunci n-au fost pocăit, s-au pocăit după aceea, sunt serios. Acest proces este un proces de o viață. Abia la sfârșit putem să spunem, Doamne, îți mulțumesc că am cheiat cu mine. E ferice pe de adevăratele numai de morții care mor în Domnul. De aceea să vă dea Bunul Dumnezeu statornicie. Să rămâneți până la sfârșit. Să nu pierdeți rodul muncii, spune Ioan a doua epistolă, să priviți o răsplată de plină. Asta vă doresc. Scumpa mea, am încheiat alergare, să o gândești. Ai rând că sunt pe grup, cu copii. Ce tare mi-aș dori împreună cu ei să sfârșesc cu mine. Cine nu dorește asta? Fie ca să avem motivații care să ne țină o viață întreagă. Și să ajungem cu toții cu bine în Împărăția Sfântă. În aceea zi când se vor reuni familiile, când îl vom vedea pe adevăratul nostru tată, care ne dă lecțiile după care facem și noi școala acasă. Să vă binecuvânteze Bunul Dumnezeu. Amin.